Să ne ajute milostiv Dumnezeu tuturor. Și în ultimul rând celor prezenți dumneavoastră care sunteți prezenți și ați fost prezenți astăzi la cină, la Sfânta Dumnezească Liturghie. Măicuța Domnului să vă răsplătească după râvna credința frăților voastre. N-aș dori să vă mai rețin mult, fiindcă cei care trăiți cu adevărat Sfânta Liturghie și ascultați cu atenție cuvântul propovăduit din Sfânta Evanghelie, aș dori să vă rămână mintea curată, gândul curat la cuvântul propovăduit, care de folos ne este nouă tuturor. Cum bine ați auzit și ascultat, ascultarea. Dacă n-ai smerenie, nu poți să asculți. Dacă nu ești supus, nu poți fi ascultător. Smerenia este o virtute înaltă. Omul smerit este plăcut peste tot. Omul smerit și ascultător. Nu numai monahii în mănăstiri, călugării, au doar această ascultare să fie supus și ascultător. De altfel și legământul, votul monahal, când l-a depus, a spus supunere, castitate, curățenie, trupească, atât și smerenie înălțătoare și ascultare. Fără ascultare, smerenie, supunere, nu poți deveni un bun monah. Așa și copiii trebuie să asculte de părinți, să fie supuși, părinții să asculte acolo unde muncesc și se ostenesc. Fiecare dintre noi suntem sub scutul ascultării. Dacă vrei să fii mare, trebuie să fii supuși ascultător și smerit. Înainte de a avea acest gând de a te înălța, de a fi mare. Omul smerit Dumnezeu îl binecuvintează, îl ajută. Omul ascultător deopotrivă, omul smerit, asemenea. Și unii munciți acolo ați observat că cel neascultător, nesupus, e mai mare, de șef, de cei care îi conduc, nu au loc stabil. Omul statornic, smerit, rugător, are loc peste tot. Și iarăși mă reîntorc, este plăcut de toți. Așa că fiecare dintre noi trebuie să dăm ascultare. Soția de soț, soțul de soție, frați de surori, surori de frați și mai departe. Dar fără credință în Dumnezeu, credința vie în Dumnezeu, recapătăm și smerenia și putem fi și ascultători și supuși. Nimic nu realizăm fără smerenie, fără credință vie în Dumnezeu. Nimic fără Dumnezeu și Biserică. Orice am fi noi în viață, orice loc am ocupa, să ne gândim că în fața lui Dumnezeu suntem nimic. Suntem doar călători și cu toți, începând de la mine până la dumneavoastră, avem de făcut un scurt popas. Într-o zi, vrem, nu vrem, se termină călătoria noastră pe acest pământ. Popasul. Dumnezeu pe unii binecuvintează cu ani mulți, pe alții cu mai puțin. Putem noi oare, suntem în măsură să cerem socoteală lui Dumnezeu? De cum? Dumnezeu drăguț să știe plecarea fiecărui dintre noi. Dar să nu ne îngrijim mai mult ca de suflet și de mântuire, știm bine că viața noastră, deși este trecătoare, deși petrecem și ne petrecem unul pe altul la cimitir, să spun, tot avem gândul acela, uităm că mâine vom fi în locul celui care îl ducem la mormânt, dar uităm că
trebuie îngrijit și sufletul. Că până la urmă trupul trebuie curățit prin spovedanie sinceră curată, nu numai când ți-ai luat o haină curată și ți-ai făcut doar o baie și ești curat. Prin spovedanie sinceră ai părât pe cel necurat și să te gândești că trupul acesta nu trebuie să fie îmbunusețat și plăcut doar oamenilor. Și mai mult să te îngrijești și să te grăbești să fie plăcut lui Dumnezeu. Dumnezeu a binecuvântat omul cu multe daruri. Nu știu cât dintre noi știm să ieșim mulțumim lui Dumnezeu pentru multele daruri primite. Nu putem să facem că cineva este mai frumos sau cineva mai este mai urât ca noi. Ferească Dumnezeu de omul care râde de cel om care nu arată, să spună, are un aspect mai plăcut. Și acela și cel care arată bine, cu toții suntem făptura lui Dumnezeu. Suntem făptura lui Dumnezeu și să știți că vom da răspuns înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a zidit curat. Toate ți le-a dăruit Dumnezeu. Viața care i s-a dat. Ce face omul pentru darurile care le-a dat Dumnezeu? Nu-i place chipul care l-a dat Dumnezeu? Mai nou acum te ia groaza ce poți să auzi? N-aș dori să supăr pe cineva. Dar câte nu dă o femeie pe chipul ei? Sulmenici. Câte scrie cartea, dacă v-aș arăta cartea sfântă ce spune pentru acest groază păcat? Sau buzile umflate cu un ser oarecare, până și picioarele mai scurte sunt lungite câțiva centimetri, iertați-mă. Câte pot să facă? Ce răspuns amar vom da înaintea lui Dumnezeu? Tatuat din cap până la picioare, dar nu numai bărbați, și femei. L-am văzut pe necuratul, pe diavolul tatuat pe mâna unui tânăr, pe picioare, până și pe drept, fața dreaptă și stângă. Bărbați umblând cu cercei, femei tundându-și părul ca bărbați, bărbații lăsându-și coadă ca femei. Și știți dumneavoastră mai bine, nu e o prejudecată, iertați-mă, este vremea de apoi, se vede clar lucrul acesta. Schimonisarea asta, să-ți arăți până și coarneși cu lume. Cercei în nas, cercei în limbă, în buric, peste toate. Nu-i place cum l-a zidit Dumnezeu. Vrea să arate mai special ca cel de lângă el. Încearcă să-i dai un sfat. Ferească Dumnezeu. Dar cel mai grav lucru este astăzi, că eu iubesc foarte mult tineretul credincios, că noi spunem că avem tineret rău, dar să știți că foarte mulți tineri sunt prin biserici și mănăstiri, să le uitați. Asta depinde și de educația de 7 ani de acasă. A venit o mamă plângând. Eu să știți că n-am crezut în droguri. N-am crezut că în România pot să se drogheze tineri, studenții, elevii. O fiica ei se drogează la vârsta de 14 în special. Și o ține legată de multe ori dacă nu are aceste droguri. A ajuns până la sărăcie ca să-i poată lua acest drog. Dacă nu, amenințări, sinucidere, să ne ferească milostivul Dumnezeu pe toată lumea și pe toți părinții să aibă în casă așa ceva. Părinții au o mare răspundere înaintea lui Dumnezeu pentru cum își formează și pe copiii. Dar dacă copiii nu s-au supus, și venim la cuvântul de astăzi, nu s-au supus și n-au ascultat de părinți, la o vârstă oarecare vor da răspuns ei înaintea lui Dumnezeu. Ferească Dumnezeu ca copiii să vă ceară dumneavoastră la un timp răspuns că nu i-ați educat, că nu i-ați învățat rugăciuni, că nu i-ați dus la spovedit, că nu i-ați dus la Sfânta Împărtășanie, cum vedem tinerii de azi. Avem tineri căsătoriți, foarte cuminți, care vin cu prunce la Împărtășanie, în fiecare duminică, copilașul la Împărtășanie. Cum să nu sărășească Duhul Sfânt într-un pruncușor care e împărtășit cu trupul Sângelui Hristos în fiecare sărbătoare și duminică. Dar cu credință vie în Dumnezeu, cum frățiile voastre faceți lucruri plăcut, sunteți în casa lui Dumnezeu, cu mic, cu mare, mila bunătatea lui Dumnezeu și Măicuța Domnului care îmi plăcește
pentru noi ne va ajuta. Că toți suntem dornici să ne mântuim suflet. Acoperământul Maicii Domnului. Știm bine că aceste Sfinte Biserici, cele două, monumentul istoric, Biserica Nouă, altarul de vară, sunt închinate Maicii Domnului. Începând de la monumentul istoric 8 septembrie, nașterea Maicii Domnului, altarul de vară, izvorul tămăduirii, și această frumoasă biserică, acoperământul Maicii Domnului, și apoi urmat încă al patrulea, care nu de mult am avut marea binecuvântare, înălțarea Sfintei Cruci, unde parcurgem an de an, pe 14 septembrie, mii de credincioși pe din drumul Crucii. Ne-a binecuvântat Dumnezeu în acest an, cei care ne-ați fost, au fost mii de oameni, deși a plouat în continuu, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu acest har și binecuvântare de a pogori ploaie pe pământ, cu belșug, să spun așa, în alte locuri, într-adevăr, sunt cazuri foarte grave, cum știm bine, în Galați și în alte zone ale țării, unde trebuie să ne unim și să ajutăm acolo unde este nevoie de puținul nostru și au nevoie nu numai de haine și de are mâncări, de orice, case luate de ape, rămânând mulți oameni ce în vârstă vor lua pe drumuri, să nu uitați să treceți cu vederea pe ușor, ci să vă gândiți ce ați putea face pentru acești oameni nenorociți, ca să-i ajutăm cu toții. Noi o să luăm măsuri, mănăstirea noastră, Părintele Iureș și eu, să ne ducem personal, cred că până acolo cu alimente, dar până atunci o să adunăm și la credincioși să putem să îi sprijinim pe cei necăjiți. Vă ajute Maica Domnului tuturor și să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i mulțumim. Ați văzut că în Moldova noastră, aproape peste tot, a fost ploaie îngălșugată și curată. Și vedeți că Dumnezeu e rânduiala Lui în alte zone cum a fost. În Occident știți bine că a fost și zăpadă de peste un metru. Plus clipile și zile, vremea de apoi. Dumnezeu știe ce va fi și ce este azi și ce va fi mâine. Noi trebuie doar să fim cu adevărat în slujba lui Dumnezeu și să rugăm pe Hristosul Dumnezeu în primul rând pentru iertarea păcatelor noastre. Să vă bucure, Maica Domnului, să vă ajute tuturor. Doamne, ajută! O, Maicuța noastră, te rugăm fervinte să ne asculte apururi marea rugăminte. Nu ne lăsa, Maicuță, să perim pe cale, lacrimilor tale. Nu ne lăsa, Măicuță, să perim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Călător pe marea veșnic tulburată, noi ne-am pus în tine și nădejdea toată. Nu ne lăsa, Măicuță, să perim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor.